în fiecare localitate a județului Botoșani sunt obiective de investiții aflate în derulare. Și vorbim de surse de finanțare, atât guvernamentale, din fonduri europene, dar și din alte surse. Cunoașteți foarte bine că mai avem finanțări prin BDC, finanțări prin Banca Mondială și nu în ultimul rând acele finanțări cu fonduri norvegiene și fonduri elvețiene. Am cerut colegilor mei să meargă inclusiv în comunele unde nu avem primari din partea Partidului Social Democrat și alături de viceprimarii noștri sau de consilierii noștri locali și de președinții noștri de organizație să viziteze aceste șantiere și să stea de vorbă cu oamenii, pentru că această echipă pe care o aveți în fața dumneavoastră, alături de miniștrii din Guvernul României și de premier, a atras pentru Botoșani sume care nu au fost, dacă ar fi să fac o comparație cu ce s-a întâmplat în județ în ultimii 30 de ani, cred că ceea ce a parvenit în județul Botoșani din punct de vedere al finanțărilor a depășit cu mult poate și gradul de așteptare al autorităților locale. În altă ordine de idei, spuneam de mesajele contundente transmise de partidele de opoziție, că nu sunt bani la buget, că Programul Național de Dezvoltare Locală este blocat, că nu se lucrează. Am spus clar, da, se lucrează, în fiecare localitate sunt șantiere deschise, în fiecare localitate domnii primari transmit către Ministerul Dezvoltării facturi la decontare, facturi care se decontează corect, săptămânal, conform programărilor și estimărilor făcute de Ministerul Dezvoltării. Înțelegem că la rectificarea bugetară bugetul Ministerului Dezvoltării va fi suplimentat astfel încât să nu avem nici cea mai mică problemă din acest punct de vedere. Este un program vital pentru județul Botoșani, dacă pot spune eu, dacă aș putea face o comparație, pentru că vorbim de 254 de proiecte cu o valoare de peste 850 de milioane de lei.